Dacă n-aș fi compania IT, cred că m-aș gândi și la piața de desfacere, da, în Uniunea Europeană, tot așa ar deschide foarte multe posibilități. Mă rog, IT puțin diferit, dar pentru alte companii cred că e o oportunitate foarte mare să-și dezvolte business-ul. Este o companie soră, hai să spunem, a unei companii din Canada. Este o companie care face produse pentru fotografi, produse digitale, deci este o companie IT. Cel mai mult m-a impresionat libertatea oamenilor, diversitatea oamenilor, străzile mai curate, cel puțin atunci erau, ți-am minte că eram în Barcelona. Da, era cumva, te simțeai în largul tău, da? Te simțeai că nimeni nu te privește dacă cum te-ai mărcat, dacă cum arăți. Și simplu te simțeai că ești un om și îți vezi de viața ta și alți oameni tot așa o fac. Ceea ce pentru mine acum este foarte important ca oamenii din echipă, de exemplu, să nu simte că, uite, nu vreau să fiu în Moldova, dar vreau să plec în Uniunea Europeană pentru că acolo este mai bine viața, dar să simte că, uite, noi suntem parte din Uniunea Europeană, eu pot, poate să trăiesc aici câteva luni, să mă mut în altă parte, în Spania, două luni, să revin înapoi, să mă mut în Olanda pe două luni și tot să lucrez aici, în Moldova. Asta ceea ce ține de angajații noștri, dar și cred că este important posibilitatea de a angaja oamenii din Uniunea Europeană, acest cumva brain gain, da? Persoanele din Uniunea Europeană care ar dori, de exemplu, să lucreze în Moldova, mai ales vorbind de sectorul IT, este foarte mare potențial. În momentul în care fiecare om va ști că este sigur în țara lor și are posibilitatea să trăiască bine, nu vorbesc în exces, dar să trăiască bine, să fie mulțumit de ceea ce are, să aibă condiții bune de lucru, de viață, să aibă arcă în jurul lor, cultură. Asta e ceea ce eu aș vrea pentru Moldova, da? Să dezvoltăm deja nu doar din punct de vedere că haideți să facem economie, dar să ne uităm și la alte aspecte a vieții umane și a potențialului uman.